realizat demersurile necesare, am contactat fiecare dintre 5 candidați, am participat la o întâlnire comună care s-a stabilit cadrul în care această întâlnire se va desfășura. Am convenit la propunerea candidaților ca cel care va fi anfitrion la aceste întâlniri să fie domnul Mihnea Măruțe. Mulțumim că a acceptat invitația noastră. Întâlnirea s-a derulat practic aproximativ 2 ore. Îl las pe domnul Măruță să vă prezinte detaliile. Le urăm succes tuturor candidaților. Mulțumim tuturor pentru prezență. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bine ați venit la a treia, ultima și cea mai importantă dezbatere publică a candidaților pentru funcția de rector al Universității Babeș-Bolyai. Înainte de a începe, vă rog să-i aplaudați pe cei 4 candidați prezenți. Spun că este cea mai importantă dintre cele 3 dezbateri, primele 2 organizate de site-ul Democrație UBB, aceasta împreună cu Comisia de Legea Universității, deoarece mai sunt doar 2 zile până la scrutinul din 1 martie, pentru că unii dintre dumneavoastră, dacă încă sunteți nehotărâți, aveți astăzi ultima ocazie pentru a vă decide și mai ales pentru că, de data aceasta, sunt prezenți 4 dintre cei 5 candidați, ceea ce vă va face, sper, mai ușoară alegerea. Primul punct al dezbaterii noastre constă în prezentarea programelor manageriale. Fiecare dintre candidați are 8 minute la dispoziție, iar eu am la dispoziție 3 cartonașe, 2 galbene și 1 roșu, prin care voi anunța când mai au câte 2 minute, 1 minut sau deloc. Potrivit tragerii la sorți realizate de echipele celor 4 candidați, primul dintre candidați care își va prezenta programul managerial este doamna profesor Cristina Ciumaș. Bună ziua, onorată asistență, doamnelor și domnilor, dragi studenți! Am să încep prezentarea programului spunând că nu vă promit creșterea salarială pentru funcția de bază. Acestea sunt prevăzute de normele reglementare care sunt coordonate de către Guvernul României și ca orice universitate și rectorat trebuie să le implementăm. Ceea ce pot eu să vă promit este, din cunoștințele și experiența pe care am dobândit-o, să creez cadrul, să promovez cadrul pentru aplicarea proiectelor pe scară largă, o largă arie de aplicabilitate în universitate. Iar din aceste proiecte, sigur, vor veni și veniturile suplimentare pe care ni le dorim pentru corpul academic, pentru cadrele didactice, pentru cercetători și pentru studenți. Pentru activitatea didactică, prin aceste proiecte, îmi propun o profesionalizare a corpului academic, în special a cadrelor didactice tinere, dar prin investițiile aferente, să dotăm laboratoarele în continuare, să modernizăm sălile de seminar, pentru a asigura o infrastructură care să ne permită, prin IT-ul la zi, metodele interactive de predare. Rectoratul de fiecare dată se va mobiliza să asigure resursele financiare pentru a aduce noi baze de date, pentru noi surse de documentare, astfel încât atât procesul de predare, cât și activitatea de cercetare științifică să aibă ca fundament informațiile și conceptele științifice noi. Desigur că avem de lucru și la procedurile și metodologiile de lucru, astfel încât să evite și să corecteze disfuncționalitățile existente, probabil în cadrul universității noastre. O atenție deosebită o să o am în vedere pentru adaptarea curriculei la mediul socioeconomic, astfel încât cu un corp academic de elită, cu o bază materială modernă, noile surse,
dar calitate de documentare și o curiculă care să fie aplicată la cerința socială, să putem atrage studenții care se vină din rândul celor mai buni absolvenți ai liceelor noastre. Pentru dezvoltarea cadrului de promovare a admiterii, propun și o să urmăresc, monitorizez colaborarea între toate compartimentele și structurile universității, plecând de la departamentul de imagine cu videoclipurile de referință, departamentul de informatizare cu promovarea pe internet, dar și fiecare departament din cadrul universității să aibă un rol activ în promovarea propriilor specializări. Atragerea studenților în număr mare, dar de calitate, va fi un obiectiv, pentru că el reprezintă condiția sine qua non a existenței noastre ca entitate educațională. Cu alte cuvinte, fără studenți, ne desfințăm ca unitate de învățământ. Din momentul în care absolvenții de liceu devin studenți, va trebui să implicăm în toate activitățile vieții universitare. Parafrazându-l pe Iuliu Hațegan, acesta afirma că dezvoltarea plenară a unui student înseamnă că acesta să învețe, să se distreze, să facă sport, dar să aibă și activități de cercetare științifică. Cercetarea științifică reprezintă forța motrice care asigură dezvoltarea, care asigură valoarea de prestigiu a universității noastre, atât pe plan național, cât și internațional. Ea este cea care conferă nu doar valoarea de prestigiu, dar și valoarea de referință. Pentru activitatea de cercetare avem nevoie de asigurarea suportului financiar, iar acest suport financiar va însemna atragerea de fonduri prin proiecte. Este o datorie pentru fiecare cadru didactic, pentru fiecare cadru de cercetare care îndeplinește condițiile de eligibilitate pentru poziția de director de proiect, ca în competițiile naționale, dar și internaționale, să depună proiecte. Iar pentru cei care nu le îndeplinesc, să avem în vedere că aceste condiții să fie cât mai curând îndeplinite. Consider că putem mai mult. Avem experiență în accesarea proiectelor pe plan național, am implementat proiecte de cercetare și la nivel internațional. Consider că putem mai mult, având în vedere programele Orizont 2020 care se anunță de către Comisia Europeană, iar această experiență acumulată ne va permite să angajăm fonduri consistente de cercetare cu finanțare europeană. O altă sursă de finanțare a cercetării este cea care provine din relația cu mediul socioeconomic. Specialiștii universității noastre să fie implicați în activități concrete și astfel vor avea ocazia să își vadă implementate rezultatele în concret cu contractele care vor fi aduse, iar un lucru la care țin foarte mult este ca în aceste colective să fie implicați într-o scară, pe o scară mai mare, masteranții și doctoranții universității noastre. Asta înseamnă o permanentă modernizare a bazei materiale de cercetare, înseamnă suplimentare a veniturilor personalului, înseamnă producție științifică care să ne propulseze în acest top 500 obiectiv pe care ne dorim să-l atingem. Un obiectiv aparte este va fi deblocarea situației premierii. Pentru că 50% dintr-un fond de premiere l-am în vedere pentru a recompensa rezultatele excepționale la cercetare. Iar cealaltă jumătate, rezultatele pe linie didactică deosebite. Rămâne pe partea de cercetare și am așezat în program ca obiectiv marketingul cercetării științifice și consider că mare parte dintre activitățile de cercetare ale universității pot să fie finalizate prin offuri care spin-off-ul să implementeze direct inovațiile la care s-a ajuns în universitate. Consider că am depus candidatura bazându-mă pe experiența și profesionalismul pe care l-am acumulat în cei 4 ani de mandat. Consider că rectorul, prin experiența sa profesională și de viață, este cel care are responsabilitatea să aducă siguranță, stabilitate în jurul său. Productibilitatea este o necesitate pentru universitate. Am construit în jurul meu întotdeauna o echipă, m-am bazat pe sfaturile
specialiștilor atunci când am considerat că am nevoie de ele și am capacitate permanentă de a învăța. Același profesionalism m-a ajutat să implementez unul dintre cele mai mari proiecte naționale de finanțare a stagiilor de practică, gândindu-mă la cei peste 15.000 de studenți beneficiari. Mă opresc aici spunând că dacă rezultatele și articolele de cercetare științifică, cărțile pe care le-am publicat, mi-au adus beneficii personale, prin acest proiect, întreaga mea experiență, am pus-o în slujba instituției și consider că acest proiect reprezintă cea mai mare realizare a mea în spațiul academic. Vă mulțumesc! Domnul profesor David. Era la trei. Se așteaptă. O să am cele o minută. Bună ziua tuturor. Eu încep un pic altfel. Și am să vă spun de ce am intrat în această competiție. Trei motive principale. Primul. Un atașament față de această universitate pentru care eu simt că o mică instrucție de modernitate, instrucție hotărâtă de modernitate, putem face un salt mare internaționalizat. Doi, dintr-un sentiment de frustrare rațională, pentru mine a fost implicat până acum, după cum știți, în politicile de cercetare în această universitate, în funcția mea a fost una de reprezentare, una de conducere și adesea multe din propunerile pe care le-am făcut, nu am reușit să le văd implementate practic. Sper ca în noua poziție, dacă vă fi ales, pot să fac însă mult mai multe lucruri practice. Trei, este și un sentiment de teamă. Am sentimentul de teamă vine din faptul că am putea pierde o mare oportunitate, o oportunitate pe care avem acum de a pune în această universitate pe o direcție bună, de a duce o normalitate academică și o stabilitate care să ne dea liniște, să putem face performanță. Sigur, ce oportunitate am putea pierde? Eu cred că se pierde, sigur, oportunitatea prin schimbările pe care noi le-am propus în aceste programe, ceea ce privește programul. Eu sunt câteva lucruri importante, și anume, unul. Eu cred într-o universitate de cercetare avansată și educație de respirație internațională. Sigur, multă lume ar putea să spună, noi nu suntem deja o universitate de cercetare avansată și de respirație internațională. Aș spune că nu cred că suntem. 90% din studenții noștri provin din Transilvania. O universitate de respirație internațională trebuie să atragă studenți din toată țara și din străinătate. Această universitate, gândindu-ne la tradiția ei academică, mereu a fost în spațiul al internaționalizării de la Colegiul Iezuit, Academia Claudio Politana, Colegiul Academic Universitar, Colegiul Universitar Piarist, Universitatea din Cluj, Universitatea Maghiară, mereu a tras oameni din toate colțurile Imperiului. Cumva, noi la Papercoi astăzi am uitat să ne focalizăm mai serios pe internaționalizare. Ori internaționalizarea nu este un post, nu este o obsesie. Noi trebuie să atragem studenți din străinătate pentru a putea să supraviețuim la nivelul standardelor, cel puțin la nivelul standardelor pe care le avem astăzi. Deoarece vom asista la o reducere drastică a ratei demografice, 51% din bugetul nostru este sau provine din extra bugetar. Uitați-vă cât germani avem în Transilvania, în câteva 10.000 de germani. Cum vom face față și cum vom susține linia germană? Această universitate trebuie să se adreseze spațiului cultural internațional. Aș vrea, de exemplu, ca un absolvent de liceu din Ungaria, atunci când ia în calcul la ce universitate să aplice, să ia în calcul și Universitatea Valdeșcorii, la fel un absolvent de liceu din Germania. Dacă studenții din China, din India, pot să fie acceptați cu succes la Harvard, de ce n-ar fi și la Universitatea Valdeșcorii. Știu că unii colegi, chiar prietenii mei, îmi spuneau că de ce trebuie să fim noi în top 500? A fi în top 500 nu este obsesie, nu este un scop în sine. Este o oportunitate pentru a implementa niște mecanisme academice moderne și este o oportunitate de a atrage studenți și a internaționaliza această universitate. Doi, eu cred că o universitate primordială și am adăugat cu elemente antreprenoriale. Dar am spus foarte clar, deși unii colegi m-au interpretat greșit, eu nu sunt pentru o universitate antreprenorială, ci am spus
îmbolnăvită cu elemente antreprenoriale. Elementele antreprenoriale sau economicul trebuie să fie subordonat academicului. Când economicul într-o universitate subordonează academicul și dezvoltarea unui program de studii, avem mare problemă. Deci, o universitate îmbolnăvită cu elemente antreprenoriale ne poate ajuta să dezvoltăm programe academice care în sine nu sunt sustenabile financiar. Câți studenți credeți că să avem pentru studiul limbii latine? Bun, dar ce universitate își permite să renunțe la un astfel de program? Atunci ai urmărit cercetarea în teologie, în istorie și așa mai departe. Deci această combinație între un model moldean cu elemente antreprenoriale cred că este absolut necesar astăzi. 3. Am vorbit despre universitatea universitarilor. Cineva mi-a spus că sunt naiv spunând că o universitate universitară fără emisiuni politice. Nu sunt aici, știu bine ce spun. Dacă universități de tot din această lume pot să nu aibă această ingerință politică și toate și voi poate să aibă, depinde de noi, dacă vrem lucrul acesta, fiindcă politicul uneori te ajută, altor orice cutremur pe scena politică ne afectează. Oare ar fi normal, așa cum se întâmplă și la Columbia University, când sunt candidații la președinție, sunt invitați acolo să-și prezinte programele în fața studenților și în fața profesorilor, unde primesc un film de critic, de expertiză, la fel ar trebui să se întâmple și în această universitate. Politicul este important, dar el trebuie să intre invitat în această universitate. 4. Am propus o guvernanță de tip evidence-based. Prea multe decizii majore s-au luat pe baza unor emoții, pe baza unor discuții între grupuri particulare. O universitate ca Babeș-Bolyai are nevoie, cum spuneam, de o guvernanță de tip evidence-based, ai nevoie de analize de nevoi, studii de oportunitate, analize de impact atunci când dezvolți program major. 4. Cred că o focalizare, măcar într-un mandat, pe resursa umană este absolut necesară. Noi ne-am dezvoltat până acum, așa a fost un lucru bun. Pe componenta de infrastructură. Avem multe clădiri, avem multe laboratoare construite, am avut mulți studenți, aveam nevoie de astfel de construcții. Trebuie continua ce s-a început, dar cred că e cazul, ca măcar un mandat, măcar 4 ani, să-i focalizăm de data asta pe resursa umană, pe concentrarea talentului și a minților, pe a crește veniturile oamenilor care lucrează în această universitate, în a dota laboratoare didactice și așa mai departe. Astea sunt câteva schimbări majore pe care eu le văd în această universitate. Sigur, cineva spunea la un moment dat că poate ar mai fi așteptat o perioadă, ținând cont că sunt totuși un candidat destul de tânăr pentru poziția de rector. Sigur, i-am spus atunci că dacă te uiți la marile corporații transnaționale, o să vezi că astăzi rectorul fiind un manager, de obicei în astfel de poziții găsești oameni foarte tineri, cineva mi-a replicat. UBD-ul nu este o corporație, nu este o companie, este un mediu academic. Bun, acum să facem un pic de istorie. Primul rector al acestei universități, Sextil Pușcariu, a avut înființat o universitate. A avut 42 de ani. Iuri Lațeganu, marele Iuri Lațeganu, 44 de ani. Profesorul Spac, 42 de ani. Vârsta, în domeniul nostru și în domeniul academic, nu de, sau performanța nu depinde de vârstă. Din potrivă, cred că un rector dintr-o generație de mijloc, susținut de colegii săi și de cei tineri și de seniori iluminați, cei cărora le pasă de această universitate, poate să stimuleze acest salt în internaționalizare, cum nu poate să o facă, poate altcineva care este mai ancorat, să spunem, niște modele mai vetuste, niște relații complicate din trecut și așa mai departe. Deci, spus, cred într-un model de universitate modernă, pe liniile pe care le-am prezentat și cred că, dacă voi primi susținerea dumneavoastră, cred că pot implementa un astfel de model, cum spuneam, cu susținerea comunității. Mulțumesc! Domnul profesor. Distinși auditori, îngăduiți-mi să nu fac nici calcule financiare în această seară cu dumneavoastră și nici unele legate de vârstă. Vârsta, până la urmă, știți că spiritualizează omul într-o manieră interesantă, indiferent câți ani biologici ar fi adunat. Și îngăduiți-mi să-mi pun o întrebare împreună cu dumneavoastră, referitoare la ce este universitatea.
M-am întrebat și eu înainte de a intra în această competiție, care a devenit un spectacol și care s-a mutat pe scenă, și am ajuns la concluzia că universitatea este o mare solidaritate. Sau dacă nu este, ar trebui să fie. Eu așa văd universitatea, așa am învățat în studenția mea că poate fi, și cred că mulți ani de acum înainte, universitățile de succes sunt mari solidarități umane. Independent de faptul că vorbim de cercetare avansată, care e o emblemă acestei universități, și nu de ieri, de alaltă ieri, ci de multă vreme, n-a trebuit să așteptăm să vină o comisie ministerială să ne clasifice la universitățile de cercetare avansată. Nici menirea noastră educațională n-a trebuit să ne fie adus aminte. Și nici cea de implicare în comunitate. Îngăduiți-mi să cred că această instituție, adevărată temelie a societății noastre, ca toate marile instituții terene, o civilizație se validează prin instituțiile sale traiice. Această instituție are în sine resursele de energie ca să se regenereze, să se primenească și să se organizeze mereu, independent de persoanele trecătoare care trec prin fruntea ei. Această încredere nețărmurită în instituția noastră, care pentru mine a fost o obsesie, poate și din faptul că intrarea la facultate atunci reprezenta una dintre cele mai mari performanțe ale vieții, în condițiile în care statul controla foarte serios admiterea, cum știți. Și concursul de admitere era o întrecere cu noi înșine și cu cei din jur. Și de atunci am prins pentru universitate un respect cu totul special. De aceea, cred că menirea unui viitor rector care nu poate fi decât primus inter pares, primul între egali, cu o putere delegată de comunitate spre a duce mai departe mesajul care vine dintr-un trecut mai îndepărtat sau mai apropiat, menirea acestui rector este să asigure dezvoltarea acestei comunități a profesorilor și studenților, a unei comunități a egalilor, am spus eu, și de aceea vreau să repet programul, fiindcă e redundant totul, să respecte tradiția de democrație academică și de autonomie universitară. Pentru aceasta trebuie foarte multă serenitate, combinată cu foarte multe fermitate, dar și cu umanitate, care limba română are un corespondent greu de tradus în alte limbi, cu foarte multă omenie. Accentul l-am pus pe reumanizarea universității în spiritul unor raporturi naturale și normale între oameni, al unei destinderi care trebuie să domnească între noi. Am vorbit de ridicarea statutului social al corpului academic și al studenților. Pentru că eu cred sincer că nu există elită mai reprezentativă pentru această țară decât comunitatea magiștrilor și studenților. Iar această universitate are privilegiul să fie prima în ierarhia din această țară. De asemenea, am vorbit despre un program de asistență socială pentru studenți, cadre didactice, mai ales cadre didactice tinere, fiindcă nu putem trăi numai între idei, numai între noțiuni spirituale, ci trebuie să ne manifestăm și ca ființe biologice. De asemenea, am încercat să arăt că utilizarea eficientă a patrimoniului imobiliar al acestei imense universități va fi o provocare pentru viitoarea conducere. În același spirit, perfecționarea caracterului plurilingvistic intercultural și multiconfesional, cu toate că vine din trecut, ne proiectează în prezent și mai ales în viitor.
Dorim să arătăm că tradiția de conviețuire a Transilvaniei, de unde s-a impus în Europa în epoca modernă termenul de toleranță, această tradiție este vie și știm să o respectăm. De asemenea, am vorbit de menținerea unei infrastructuri corect dimensionate, capabilă să susțină aceste mari obiective pe care le are orice universitate, cercetarea, educația, implicarea în societate. Și, în fine, menținerea universității noastre de poziția ei de vârf la nivel național și plasarea în loc onorabil la nivel internațional. De aceea, îngăduiți-mi să sper împreună cu dumneavoastră că toate aceste obiective sunt posibile. Ele se pot îndeplini oricât de multă rigoare și severitate am avea noi. Iar simplitatea unui program al tuturor din cei care ne-am prezentat aici e departe de bogăția realității. Și numai în confruntare cu realitatea și împreună se pot pune în practică aceste idei. De aminte, și cu asta închei, greutatea noastră e numai aparentă. Această universitate are liniile strategice principale trasate de mult. Aceste linii strategice ne ajută să ne gândim cu înțelepciune la caracterul trecător al oamenilor și la perenitatea idealurilor. Vă mulțumesc! O abordare social critică. Vă propune să participăm la dezbaterile curente pe plan internațional despre rolul și locul universității. Vă propune să vedem universitatea ca parte a societății locale și globale. Vă propune să vedem universitatea ca o instituție socială și să îmbrățișăm comunitatea academică și administrativă ca viață socială. Dați-mi voie să pornesc prin prezentarea acestor scurte date cantitative și calitative pe care, cu siguranță, cu toții dintre dumneavoastră le cunoașteți, dar aceste informații, încă o dată, vin să ne spună că Universitatea Babeș-Bolyai este o multiversitate, cu multiplele sale specializări, cu multele sale facultăți, cu o comunitate academică care e compusă din circa 1500 de persoane, dintre care 45% femei și 55% bărbați, dintre care vedem că avem de 3 ori mai mulți profesori bărbați decât femei, dar de 2 ori mai mulți asistenți universitari femei decât bărbați. Avem mulți lectori, asistenți universitari, profesori, conferențiari. Deci diversitatea noastră academică și viața noastră socială nu este marcată doar de o pluralitate, ci este caracterizată și de multiple inegalități. Întrebarea mea este cum gestionăm această diversitate? Prin ce tip de management? Cum asigurăm întregii comunități academice și administrative șanse egale de afirmare profesională pentru a susține dezvoltarea universității ca întreg? Prin ce fel de contract social intern? Și, în fine, dar nu în ultimul rând, întrebarea mea față de Universitatea Babeș-Bolyai ca multiversitate este aceasta: față de cine suntem noi responsabili? Cum definim misiunea universității
sau altfel spus, ce fel de contract încheiem cu societatea. Dați-mi voi aici să vă prezint foarte pe scurt principiile care ghidează programul meu, sustenabilitatea, calitatea, bunul public, guvernanța democratică, multiculturalismul critic și centrarea pe student. Nu voi elabora aceste principii în abstracto. Mă voi reîntoarce la un moment dat la soluțiile pe care le propun spre dialog, spre analiză, pe baza situației actuale, pe care dați-mi voie să o prezint acum în câteva grafice, pe care le-am construit împreună cu echipa mea, pe baza primelor rapoarte puse la dispoziția noastră de către fosta conducere a universității. Să observăm un minut structura veniturilor UBB, care ne arată diversitatea universității noastre și din punctul de vedere al resurselor financiare. Observăm acum că veniturile din finanțarea de bază, respectiv veniturile proprii din taxe, taxele studenților, constituie procentul cel mai mare. Activitatea de cercetare, respectiv fondurile structurale, contribuie și ele la aceste venituri, dar ele sunt într-un procent mai redus. Dați-mi voie aici, din acest tabel, să vă prezint un pic și să vă atrag atenția asupra veniturilor extrabugetare, a modului în care le gestionăm și să vă propun această comparație între cota UBB din veniturile extrabugetare, respectiv să vă pun întrebarea, desigur pe baza datelor analizate, cum anume s-a gestionat această cotă UBB din veniturile extrabugetare. Structura cheltuielilor salariale ale facultăților ne arată că salariile de bază plătite pentru norma didactică, stabilite pe baza numărului de studenți înmatriculați, reprezintă de la 43% până la 70% din totalul cheltuielilor salariale, reflectând mari diferențe între facultăți. Acestea se traduc în inegalități salariale, nu doar între cadrii titulare cu diferite grade didactice, ci și între cei cu același grad didactic. Dacă privim structura personalului didactic după forma angajării, putem observa că facultățile care au număr mai redus de personal didactic încearcă să compenseze nevoia de resurse umane prin personalul didactic auxiliar și doctoranți cu sarcini didactice. Vedem de asemenea și să sar aici că această încărcătură didactică, care înseamnă o medie de 35 de studenți pe cadru didactic la nivelul universității, este, în marea majoritate a cazurilor, este susținută de lector și asistenți universitari, care, pentru compensarea veniturilor lor, predau plata cu ora, ceea ce le reduce și, mă rog, și normele, cu modul în care normele sunt construite, le reduc șansele de a produce acea performanță științifică de care au nevoie apoi pentru promovarea academică. Soluții pe baza acestor radiografii sumare. În ceea ce privește învățământul, propun reducerea încărcăturii didactice, propun programe interdisciplinare, punerea în valoare a sistemului de credite transferabile, colaborări interdepartamentale, o pedagogie centrată pe student, care tratează studentul ca actor al propriului său cariere. Propun aici cursuri post-universitare și deschiderea universității către educația adulților. Iar în materie de cercetare, vin cu un set de propuneri care reechilibrează inegalitățile ce nu decurg din diferențele între meritele profesionale ale cadrelor didactice, ci din alți factori. Și aici propun
un sistem financiar suportiv, crearea unui fond de element, a unui fond de cercetare, de exemplu din cota UBB, din veniturile extrabugetare, care să susțină proiectele de cercetare ale tinerilor cadre didactice, respectiv să susțină centrele de excelență în vederea asigurării continuității lor. Propun aici un sistem administrativ performant care vine în sprijinul întregii comunități academice, de la informarea acesteia despre multiplele proiecte prin sprijinul scrierii proiectelor până la administrarea efectivă a acestora. Mulțumim! Mulțumesc! După prezentarea programului managerială, urmează cele patru întrebări propuse de candidați. Prima sună așa: care sunt principiile pe care le veți promova împreună cu echipa dumneavoastră managerială pentru dezvoltarea universității și în relația cu președintele Senatului UBB? Potrivit și la sorți, primul care are cele 3 minute la dispoziție este domnul profesor David. Vă răspund foarte punctual. Eu am propus 10 principii, am realizat 5 arii de conținut. Pe conținutul academic am propus ca principiul, principiul excelenței, ca un principiu transversal. Sigur, trebuie să fim raționali. Nu putem să fim toți excelenți, dar trebuie să tindem spre excelență, trebuie să fie ceva spre care ne uităm. De asemenea, am propus autoguvernarea domeniilor de studii. Este inacceptabil să impui standarde specifice unor domenii, altor domenii. Fiecare domeniu trebuie să se autoguverneze prin standarde specifice. 3. Am propus alocarea expertizei în evaluarea specialiștilor către specialiști. Un rector, un administrator, orice poziție ocupă, nu este cel care trebuie să facă evaluarea specialiștilor, într-un anumit domeniu, ci specialiștii în acel domeniu. Într-un alt domeniu, în ceea ce privește schimbarea, am propus 3 principii pe care le consider fundamentale, și anume, orice schimbare trebuie să fie una care vizează zona proximei dezvoltării. Nimeni, o universitate care are aproape 50.000 de studenți, aproape 4.000 de angajați, nu-și permite să facă experimente. Schimbarea trebuie să se facă gradat, să se facă cu acordul comunității, vizând zona proximei dezvoltării, astfel încât să existe o siguranță că în spatele schimbării există voința comunității. Am propus de asemenea un principiu legat de partea de finanțare, pe care am spus și înainte. Economicul este foarte important, dar economicul trebuie să fie subordonat academicului. În ceea ce privește relația cu Senatul și cu președintele Senatului, trebuie să înțelegem ce aici n-are sens să fim foarte, trebuie să ne uităm atent la lege. În sensul că președintele Senatului, sau funcția de președinte a Senatului, nu este o funcție de conducere, este o funcție de reprezentare. Este o funcție foarte importantă. Președintele Senatului conduce ședințele Senatului odată ce acesta este convocat de rector sau de o treime din membrii Senatului. Deci trebuie să ai o relație colegială cu președintele Senatului și o relație de colaborare. Dar atenție, sunt funcții diferite, una de conducere și una de reprezentare. În ceea ce privește relația cu Senatul, sigur, legătura trebuie să fie foarte strânsă. Practic, un rector vine cu un program managerial în fața dumneavoastră. Pe oricare dintre noi o să ne alegeți, vom transforma acest program managerial după aceea într-un contract pe care îl avem cu Senatul, iar Senatul are funcția să monitorizeze din partea comunității că rectorul își respectă cuvântul dat și ideile pe care le-a promovat prin programul pe baza căruia a fost votat. Deci trebuie să fie clar o relație de colaborare și o relație de control reciproc. Cam așa văd eu răspunsul la prima întrebare. Schimb un pic peisajul.
Așa, deci prima componentă a întrebării, principiile de promovare privind dezvoltarea, principiile promovate privind dezvoltarea universității. Aici se accentuează principiul guvernanței democratice și managementului participativ pe care programul meu îl propune în mai multe componente. Și anume în gestionarea acestei diversități socioprofesionale despre care vorbeam înainte, ceea ce înseamnă și o decomercializare a competitivității și înseamnă și fundamentarea colaborărilor noastre și de principiul solidarității pe lângă cel al recunoașterii egale a meritelor profesionale ale tuturor. Guvernanța democratică înseamnă și o gestionare a puterii descentralizate care trebuie să ne caracterizeze. Și în acest punct, desigur, un rector trebuie să fie capabil să construiască un consens între interesele facultăților separate și interesele universității ca întreg. Ceea ce privește aspectul multicultural al universității, gestionarea democratică, managementul participativ, înseamnă că recunoaștem foarte clar diferența între autoguvernarea limbilor maghiare, române și germane și între multitudinea programelor de studii culturale, regionale, axate pe diverse comunități. În ceea ce privește relația între Senat și rector, aici aș veni cu niște propuneri mai concrete și am trebuit să vă spun că, într-adevăr, totul depinde cum interpretăm dreptul rectorului de a veni cu propuneri privind strategia de dezvoltare a universității. Sunt convinsă că aceste propuneri trebuie să vină de jos în sus și pe această linie, desigur, rectorul trebuie să se bazeze pe decanate, care trebuie să facă analiza situațiilor existente, să vină cu alternative de soluții, să le transmită către rectorat. Rectorul, rectoratul, elaborează propuneri pe baza acestor scheme, bagaje transmise de la nivelul departamentelor și facultăților. Prezintă aceste propuneri, respectiv alternative de soluții Senatului, în timp util, da? În așa fel încât ca Senatul, într-adevăr, să aibă posibilitatea să le analizeze. Apoi, după luarea deciziei, Senatul trebuie să monitorizeze și să verifice rectoratul și conducerea executivă în ce măsură, într-adevăr, se aplică deciziile luate. Distinși colegi, în această chestiune cred sincer că facultățile, departamentele și disciplinele trebuie privite ca egale între ele. Nu avem dreptul să cultivăm de la nivelul conducerii o atmosferă de antagonizare a specialităților și disciplinelor, pentru că trăim într-o comunitate a egalilor, cel puțin într-o comunitate a șanselor celor egale. Și orice echipă de conducere trebuie, pentru rezolvarea ideii de solidaritate de care vorbeam, să creeze condiții optime în acest sens. Raportarea la activitatea Senatului este o activitate sui generis în acest moment, datorită noi legea învățământului. Senatul, oricum, este pentru prima oară ales pe baza votului universal. Iar raportul cu președintele Senatului e foarte important, independent de felul cum este el definit. Raportul rectorului cu președintele Senatului este o cheie a succesului și a colaborării. Și cred că printr-o înțelegere reciprocă se pot rezolva aceste probleme care pot să atingă și stadiul antagonic. În acest spirit, cred că rectorul ar trebui să promoveze în raporturile acestea nou create, în măsura care depinde de el sau de personalitatea lui, alegerea în fruntea Senatului nostru și a trei vicepreședinți care să reprezinte cele trei linii de studiu, conform cartei noastre universitare și conform tradiției noastre universitare,
Și, firește, decizia în acest sens nu revine rectorului, ci trebuie să revină președintelui și senatului însuși, care trebuie să aibă o cale bine de funcționare. În acest sens, cred și eu că ne obligă și legea, ne obligă și experiența de până acum să coborâm expert, să coborâm decizia, inclusiv cea financiară, la nivelul departamentelor, care trebuie întărite și unele dintre ele restructurate. Toate cu acordul Senatului, care va lucra foarte mult din câte înțeleg pe comisii, pentru că acum s-a aplicat la nivelul universității principiul constituțional al separației puterilor în stat, care funcționează la nivel politic global. Să vedem cum va funcționa această experiență. Vă mulțumesc! Principiul relației dintre rector și președintele de senat, a echipei cu echipa rectorului cu senatul. Întotdeauna mi-am construit o activitate, o relație interumană, plecând de la principiul bona fide, principiul bunei credințe. Cu atât mai mult cu cât o universitate, de asemenea, amperură și construcția intelectuală pe care o presupune, va fi fundamentată pe același principiu pe care l-am enunțat deja, principiul bunei credințe. Acesta va fi principiul la care țin încrederea în noi înșine, unii în alții, pentru că altfel nu o să putem construi împreună atât programul managerial al echipei, cât și obiectivele senatului. Principiul bunei credințe. Mulțumesc! Mulțumim. A doua întrebare. Ce nu vă recomandă pentru poziția de rector al Universității Babeș-Bolyai? Iar primul este de un profesor Pop. Anticii spuneau că cel mai greu lucru pe lumea asta e să te cunoști pe tine însuți și cel mai ușor să dai sfaturi altora. Îngăduiți-mi să încerc să mă cunosc. Sigur că nu mă recomandă în acest moment, cred, faptul că provin de la o facultate umanistă. Faima manualelor, poate că a apus în acest moment, sau e la un zenit, și avem obligația să recâștigăm această faimă de odinioară. O personalitate de la o facultate umanistă care vine după experiență de conducere a unor personalități, a unei personalități de la facultăți umaniste, sigur că nu e întotdeauna de bun augur. Și unii sunt impresionați de acest lucru, alții ar vrea să despartă de asemenea experiențe. În același timp, există ideea că un umanist n-are spirit antreprenorial. Și acum vedeți că se vorbește de universități antreprenoriale, manageriale, umboliene, post-umboliene. Îngăduiți-mi să spun că nu depinde de specialitate spiritul antreprenorial. Îngăduiți-mi să cred că relația interumană depinde de alte lucruri și cred că am dovedit prin instituțiile pe care le-am condus până la această vârstă în țară și străinătate că am această capacitate. Și în fine, o personalitate de la o facultate umanistă e handicapată și de scăderea importanței umanioarelor în universitățile contemporane. Se vorbește de către unii experți de proletarizarea universităților și de un anumit mecanicism care le-a atins. Pentru echilibru, gândiți-mi să cred că umanioarele au încă un rol important. Uitați-vă la faptul că jumătate dintre facultățile universității noastre, așa performantă cum e ea, sunt umanioare, sunt umaniste sau au legătură cu umaniști, iar dacă vă uitați la acele discipline care ne-au împins între facultățile de excelență, 12 facultăți din țară, uitați-vă câte dintre ele sunt umaniste. Vă mulțumesc! Sorință. Întrebarea presupune că ar exista o definiție clară de la sine înțeleasă despre
ce înseamnă un bun rector și care ar fi persoana care ar fi cea mai adecvată. Vreau să vă răspund astfel. Din punctul de vedere al acelor cadre didactice care văd un rector care ancorează Universitatea în construcțiile naționale și definesc rolul său prin rolurile jucate în proiectele de construcție naționalistă de secol XIX sau chiar secol XX. Deci, din punctul de vedere al acestor colegi, analizele mele critice față de naționalism nu mă recomandă ca un rector. Din punctul de vedere al acelor colegi care își doresc menținerea status quo-ului la această universitate, ceea ce înseamnă și ierarhizări nedrepte între facultăți și specializări, deci față de acești colegi, analizele mele critice față de ceea ce am văzut până acum, sigur nu mă recomandă ca rector. Din punctul de vedere al colegilor care își doresc o universitate antreprenorială și eventual definesc această universitate antreprenorială ca una care reduce oamenii la resurse umane, reduce managementul la management economic și reduce studentul la obiectul muncii noastre. Deci, din punctul de vedere al acestor colegi, analizele mele critice privind neoliberalismul nu mă recomandă ca rector. Mulțumesc! Fiecare persoană are un anumit grad de autoconservare și e foarte greu să găsească latura de personalității sale care să nu-l recomande pentru a accede la o asemenea funcție. Și totuși consider că punctul meu slab este încrederea pe care o am în oameni, faptul că oamenii merită o a doua șansă, pentru că pe parcursul vieții mele am întâlnit oameni cu interese mercantile, oameni cu interese meschine și cu toate acestea eu nu mă pot schimba. Sper ca în funcția de rector să întâlnesc cât mai mulți oameni și mai ales oameni din jurul meu, persoane sincere. Mulțumesc! Dragi colegi, pentru modelul tradițional de rector, rector magnificus, pe variantă tradițională cu IF medieval, în care studenții știți că trebuia să se pună la matriculare încă în realitate rectorului, nu mai recomand nimic. Eu, dacă voi fi ales rector, recomand un alt model de rector. Un rector magnificus, care este magnificus prin faptul că el vede în colegii lui elemente superbe și deosebite. Mai degrabă, în modelul, hai să spunem, al președinților universităților americane. Eu nu vreau să fiu un cap de listă, vreau să fiu printre cei de pe listă. N-am să mă consider, nu cred că am să mă consider cel mai bun, în simplu fapt că ocup cea mai importantă poziție administrativă. Voi fi un rector care am să mă bucur de succesul colegilor mei, am să-i susțin pe cei mulți și am să mă bucur și am să mă laud cu ei. Trebuie să fiu eu neapărat, cum am spus, capitalist. N-am să cer niciodată un coleg de-a meu să facă lucruri pe care eu nu le-aș face dacă aș fi în poziția în care este el. Cred că este un alt model de rector pe care, repet, l-aș promova dacă eu aș fi ales în această poziție. Și doi, eu sunt un om care place ca lucrurile să iasă bine. Sunt destul de puțin tolerant la erori. Problema este că dacă ai un departament mai mic, și departamentul pe care l-am condus, eu pot controla acest lucru. Într-o universitate mare, ca Universitatea Valdeșboiei, erorile apar inevitabil. Erori în administrație, erori în actul economic, nu se poate să nu apare erori la o asemenea avergură. De aceea, singura soluție aici pe care aș putea să contracareze această problema mea cu toleranța la apariția erorilor este, cum spuneam și înainte, o guvernanță de tip evidence-based, caracterizată prin proceduralizare, transparență și descentralizarea deciziei, dar cu asumarea responsabilității. Și dacă promovez acest tip de guvernanță într-o universitate, atunci probabilitatea erorilor este mult mai mică. Mulțumesc!
A treia întrebare. Care este politica dumneavoastră în ceea ce privește veniturile din Universitatea Babeș-Bolyai? Mai oameni care sunt bine plătiți. Oamenii din această universitate, repet, trebuie să aibă salarii adecvate, dacă cer de la ei excelență și îi țin mereu pe baricadă. De unde pot să vină aceste resurse? Eu să vă spun ce am făcut la noi la departament, fiindcă cred că ceea ce am făcut la noi la departament este un fel de pilotare a ceea ce s-ar putea să facem la nivel de universitate. Practic, sursele vin din două direcții. Ai, sigur, finanțarea de la bugetul Ministerului, finanțarea de bază, finanțarea complementară și finanțarea suplimentară. Vestea bună este că pentru prima dată, în condițiile noi legi, atât finanțarea de bază cât și finanțarea suplimentară depind de data asta de poziționarea programului în clasamentul național. Altfel spus, pentru prima dată nu mai depindem doar de numărul de studenți echivalenți. Programe care au puțin studenți, dar sunt performante, pot să primească finanțarea adecvată. Și a doua cale, sigur, sunt resursele extrabugetare, care pot să provină, care pot să provină din granturi de diverse tipuri, consultanță pentru mediul socioeconomic, donații, sponsorizări sau microproducție, servicii către comunitate. Eu sunt de principiu, cei care au banii de extrabugetar trebuie să-i folosească. Altfel spus, eu cred că redistribuirea resurselor extrabugetare nu este nevoie în condițiile noi legi a educației. Dacă gândești bine finanțarea de bază și finanțarea suplimentară de excelență, este suficient. Și de asemenea spune chiar cei care au bani trebuie să aibă grijă cum îi folosesc pe extrabugetar. Faptul că ai bani înseamnă că toți trebuie să primească, era un sistem vechi, coeficient maxim de salarizare. La departament, deși am fi putut să dăm la toți un coeficient de 5, nu am dat. Unii au avut 3, alții au avut 3,25 și așa mai departe. Ca principiu, la performanță didactică și de cercetare egală, oamenii trebuie să fie retribuiți similar în această universitate și, repet, în condițiile noi legi, în condițiile reglementărilor financiare, acest lucru se poate face fără să ne mai antagonizăm unii cu alții, cei care au studenți, cei care produc granturi, cei care produc publicații. Cu o politică înțeleaptă, această problemă poate să fie rezolvată. Mulțumesc! Constată întrebarea numită latura insidioasă nu se referă la salarii, ci se referă la venituri. Spuneți și mie, care viitor rector n-ar vrea să aducă tot mai multe venituri universității și universității noastre? Aceste venituri pot fi aduse prin variante metode, dar până la urmă ajungem tot la salarii, la care trebuie să adăugăm și celelalte venituri. Natural că trebuie să existe o politică de atenuare a diferențelor foarte mari pe care le-ați văzut prezentate și graficele doamnei profesoare Vințe dintre anumite facultăți și departamente, dar atenuare care în niciun caz nu trebuie făcute prin luarea de la cei care aduc mai mult și darea către cei care aduc mai puțin. Mi se pare firesc ca cei care muncesc mai mult, care aduc finanțări suplimentare prin granturi, prin studenți mai mulți, inclusiv prin studenți cu taxă, să aibă venituri mai mari. Asta nu ne împiedică să stimulăm creșterea salariilor și mai ales a veniturilor prin alte metode care se află la dispoziția rectoratului, a rectorului, prin politici salariale juste, prin banii de la finanțarea suplimentară performantă pentru cercetare, care pot fi folosiți pentru atenuarea unor anumite diferențe. Pentru că mi se pare firesc ca la funcții didactice egale și la vechime egale, diferența dintre venituri să nu fie strigătoare la cer, în condițiile în care reușim să facem ca facultățile și departamentele, prin oamenilor, profesori, conferențiari, asistenți, lectori, să aducă venituri în forme specifice acestor facultăți și departamente. Mulțumesc! Doamna profesor Ființe. Să încep cu principii. Politica de venituri trebuie să se bazeze pe politica de dezvoltare a universității. Dacă ne dorim o universitate de calitate în învățământ și cercetare, atunci politica noastră de venituri trebuie să susțină acest lucru.
Doresc să spun aici, apropo de noul sistem de finanțare, care este încă în lucru, și înainte la Universitatea Babeș-Bolyai aveam decizii ale Senatului cu privire la procentul 70-30%. Dar aceste decizii nu s-au implementat, nu s-au implementat corect. De aceea, acele facultăți care nu au asigurat venituri pe baza numărului lor de studenți au fost dezavantajate. Respectiv, simbolic vorbind, sunt și antropolog printre altele, am ajuns la situația în care banii proveniți de pe urma studenților și taxele studenților în plată să conteze mai mult decât banii proveniți din proiectele de cercetare. Un lucru cu care, cu siguranță, trebuie să nu se mai continue. Politica de venituri trebuie să se bazeze pe acea guvernanță democratică. Da. Trebuie să fie un sistem just și transparent. Încă o dată, deciziile luate să fie bine fundamentate și să fie puse în practică în tocmai. Politica de atragere a veniturilor. Vedeți, partea antreprenorială a putea fi pusă în mișcare foarte bine în zona de donații, chirii, sponsorizări, susțineri venite dinspre mediul de afaceri sau alți actori ai orașului. Și atunci, dacă avem aceste surse generate prin inițiative economice și de colaborare, atunci această sursă, cu siguranță, poate fi redistribuită în vederea reechilibrării inegalităților cu care niciunul dintre noi nu suntem de acord. Cota UPP din venituri extrabugetare, din nou, este sursa care poate și trebuie să fie distribuită mai just, în așa fel încât să susțină calitatea și învățământ și în cercetare. Și după cum spuneam, este nevoie de acel sistem, de acel mediu suportiv și în materie de administrație, care ne va sprijini eforturile profesionale, indiferent dacă suntem asistenți universitari sau profesori. Sigur că vorbim despre venituri, veniturile universității, ne gândim la veniturile instituției, dar și la veniturile persoanelor, angajaților. Când vorbim despre veniturile instituției, pentru că s-a amintit acel procent de 70-30%, vorbim despre veniturile din finanțarea de bază, care vin în funcție de numărul de studenți. Numărul de studenți, iar 30% recompensarea rezultatelor activității de cercetare științifică în procesul educațional. Proces educațional, a cărui beneficiari sunt toți studenții. În competiția pe care o avem cu celelalte 48 de universități din țară, sigur că trebuie să avem în vedere acei indicatori calitativi. Nu putem pleca la o luptă în care se folosesc arme, zic eu, laser, cu tancuri sau cu mitraliere. Trebuie să luptăm cu aceleași arme, cu aceiași indicatori, cu funcție de care noi repartizăm cel 30% din finanțarea de bază, repartizare care se face conform unei metodologii consacrate CNFIS. Iar pentru a putea participa la competiție, la rândul nostru, trebuie să motivăm facultățile pentru a opera pe aceiași indicatori la finanțarea de bază. Finanțarea de bază pentru a crește, dar pentru că principiul este, s-a anunțat deja, creșterea permanentă, fiecare rector și-a propune dintre noi creșterea permanentă a veniturilor, pe această componentă înseamnă atragerea de studenți. Atragerea de studenți, da, să ne gândim la structura efectivelor de studenți, licență, master, doctoranți. Pentru că la masterat și doctorat avem alți coeficienți, coeficienții formei de învățământ 2, respectiv 3. Atragerea unui număr mai mare de studenți la poziția de masterat, sigur că ne va duce alocațiile bugetare aferente suplimentare. Vorbeam în întâlnirile pe care le-am avut cu facultățile de acea finanțare suplimentare,
Din păcate, ea a rămas liberă de lege, urmând să vedem în ce context va fi operată, pentru că ea ne va asigura acel echilibru de care s-a amintit între specializări, între încadrări socio-umane și științe experimentale. Când privește veniturile la nivelul personalului, cu distinția venituri salarii, salariile sunt încadrate legal. Mai mult de acel coeficient 5 pentru poziția de asistent de lector nu putem opera la nivel de salariu. Și în descrierea programului pe care am făcut-o, suplimentarea să vină prin accesarea celor proiecte. Proiecte de cercetare științifică, în primul rând, proiecte de finanțare europeană, cu deja avem o experiență acumulată. Mulțumesc! Mulțumim. A patra și ultima întrebare dintre cele propuse de candidați. Cum ați acționat ca bun manager al universității și față de cine vă considerați responsabil în această calitate? Începe domnul profesor David. Un bun manager. Pentru mine un bun manager, foarte mult pentru mine, cu studii de specialitate care arată lucrul ăsta, un bun manager trebuie să aibă o inteligență creativă, să aibă viziune și leadership, să aibă bună comunicare, să aibă autodisciplină, să aibă echilibru în ceea ce face. În jurul lui trebuie constituită apoi o echipă, o echipă care se placă oameni, o echipă care este impresă de universitate, astfel încât împreună să creeze apoi un mediu în această comunitate, un mediu stimulativ și un mediu securizant în același timp. Față de cine m-aș simți responsabil? Să vă răspund direct, n-am să încerc să răspund poate cum ar da bine, deși de mine cred că în modul care n-am să răspund. M-aș simți în primul rând responsabil față de mine însă. Altfel spus, cred că dacă te-ai angajat într-un program în fața comunității tale și ai fost votat pentru acel program, ești responsabil tu să-l implementezi fără să fie forțe care să te constrângă, să te verifice mereu. Onoarea te obligă la asta. Și în al doilea rând, sigur aș fi responsabil în fața comunității care m-a votat, prin relație cu Senatul, care are de fapt misiunea de a controla practic implementarea programului rectorului și dacă el este sau nu este un bun manager. Mulțumesc! Doamna profesor Cumaș. O să încep cu partea a doua întrebări. Când într-o companie privată, managerul este responsabil față de acționat, față de toți acționarii. Într-o universitate, rectorul este responsabil față de întreaga comunitate academică, cadre didactice, de cercetare și studenți. Pentru a-și asuma atribuțiile responsabil, managerul trebuie să aibă în vedere, dar întotdeauna, prevederile legale. Nu poate face promisiuni, nu poate stabili obiective care ies din prevederile legale, pentru că altfel și așa ar compromite, s-ar compromite pe el și ar compromite și instituția, ar duce angajații pe poziții dificile, poziții discutabile. Consider că un bun manager este cel care respectă legea, prevederile legale, dar având în vedere întotdeauna că valoarea universității este dată de comunitate, de corpul academic. Mulțumesc! Îngăduiți-mi să vă spun că eu cred că un rector trebuie să fie rector și să rămână rector. Și să aibă capacitate să se înconjoare de bun manager. Fiindcă nu poate ști totul în niciun caz. E absurd să credem că un rector poate fi o personalitate a renașterii care se cuprinde toată lumea în imensa lui înțelepciune. De aceea cred că un rector poate să facă bine menirea de rector luând decizii colective și transparente. Și mai ales cultivând accesibilitatea, încrederea
celorlalți membri ai corpului academic și a studenților că pot veni oricând să se facă propuneri la nivelul conducerii. Despre responsabilitate, ce să pot spune decât că un rector trebuie să fie responsabil față de corpul profesoral și academic și față de studenți, față de cercetători, față de întreaga comunitate care a avut încredere în cazul acesta pentru prima oară să-l aleagă. Până acum era ales de un sfat mai restrâns al înțelepților. Și în încheiere, îngăduiți-mi să precizez că, după opinia mea, un rector servește fără să devină servitor. Vă mulțumesc! Un bun manager aduce la suprafață și mobilizează capacitățile, abilitățile întregii comunități academice și universitare și administrative. Un bun manager al acestei comunități promovează și încă o dată creează un mediu suportiv pentru exprimarea gândirii libere și critice. Pentru că asta ce înseamnă? Înseamnă că comunitatea academică, membrii comunității academice, într-adevăr își exercită autonomia academică. Nu iau nimic de la sine înțeles. Analizează în mod critic și ia deciziile pe baza acestor analize. Deci un bun manager este o persoană care promovează această gândire, pe de altă parte creează un mediu suportiv în care oamenii învață unul de la altul, în care bunele practici se împărtășesc și care, de ce nu, greșelile se taxează. Un bun manager, dacă vreți să utilizăm limbajul european, introduce sau impune o metodă a cooperării. O metodă care, metoda deschisă a cooperării, care se bazează pe o dialogare și consultare și colaborare atât pe orizontală cât și pe verticală. Un bun manager mobilizează, deci, capitalul uman al tuturor și se bazează pe o cultură participativă, respectiv promovează cultura participativă. Este un facilitator al dialogului, coordonează, mediază. Un bun manager, deci, nu este un manager în sensul economic al cuvântului, ci într-un sens mult mai larg și, printre altele, înseamnă că este capabil să gestioneze relația sa și relația universității pe care o reprezintă cu mediul extern. Ați avea dreptul la câte un minut de aur. Doriți acel minut să faceți precizări, adăugiri la cele patru întrebări sau trecem la ultimul punct? Atunci, rămânem pe formula inițială, pentru că unul dintre candidați dorește, domnul profesor Ciumaș. Minutul de aur. Și numai cine dorește. M-aș vrea să încheie partea financiară cu cele trei principii la care țin, principiul autonomiei celor care atrag și care urmează pe bază aceeași principiul al autonomiei să utilizeze fondurile. Al doilea principiu este al recompensării direct proporționale cu gradul de implicare și inițiativă și, sigur, principiul pe care l-am anunțat, creșterea permanentă. Mulțumesc! Nu? Doamna profesor Vințe, nu? Poate. Distinși auditori, niciodată nu spunem totdeauna, niciodată nu spunem ceea ce am fi putut să spunem și îngăduiți-mi să profit de acest minut și să vă spun că
inclusiv în postura de candidat, dar cu atât mai mult în postura de alegător, căci ne aflăm în ambele unii dintre noi, dacă m-ar întreba cineva ce fel de rector aș alege, dar aș alege o persoană care știu că îndeplinește condițiile de rector, dar își dorește cel mai puțin să fie rector. Vă mulțumesc! Ultimul punct, mesajul final, în aceeași ordine, începe doamna profesor Ciumăș. 3 minute. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc celor 21 de facultăți pentru comunicarea deschisă, sinceră, de care am avut parte în cei 4 ani de mandat, mai ales pe acest parcurs electoral. Am conștientizat că avem în cadrul universității o mare uriașă de energie și care vor împlini destinul acestei instituții. În al doilea rând, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care mi-au fost sufletește aproape în această perioadă, nu tocmai ușoară. Și dacă s-a cultivat percepția că sunt omul domnului Marga, creindu-se un puternic front anti-Marga, de care contracandidații mei se bucură, aș vrea să spun doar atât, că știu că se înscriu în cartea vieții faptele care s-au făcut jertfind. Mulțumesc! Ultimul cuvânt, vreau să spun așa. Vă spun sincer, când am pornit pe acest drum, am pornit practic ținut de un loc, de o comunitate de tineri foarte valoroși și seniori. Eu i-am numit, așa cum și mie, se numesc senior responsabil și nominații care au alepat de ce se întâmplă cu această universitate. Oricare dintre noi era un candidat onorabil la această poziție. Am ajuns eu să reprezint și eu să intru în această competiție, probabil și pentru faptul că viața a făcut să am oarecare notorietate prin politicile în domeniul educației și cercetării și prin activitățile la nivel național, dar răspund, din grupul respectiv, oricare putea să-și asume cu onoare în această poziție. Odată ce pornești pe un astfel de drum complicat, ai nenumărate ocazii, unele apărute din real, altele create intenționat de alții, ca să te întorci din drum. Vreau să vă spun că s-a întâmplat și cu mine, de când am anunțat candidatura. Astfel de ocazie au apărut constant. Mă rog, mi-am renunțat și am continuat în ideea că eu cred, așa cum am spus și la început, cred că cu această mică infuzie de modernitate putem face un salt mare în această universitate. Cred într-o universitate a universitarilor. Am spus că eu cred într-o universitate multiculturală în care cultura, performanța și libertatea ne pot ajuta pe toți. Unii la viață, mai să ne simțim acasă, în Universitatea Babeș-Bolyai. De asemenea, cred într-o universitate care știe să-și folosească reflexiv tradiția, să tindă spre excelență și foarte important să aibă onoare. Asta au fost motivele principale pentru care toate ocaziile oferite pe parcurs cu aceste drum ne-am dat înapoi. Acum trebuie să conștientizăm următorul lucru. Aveți în față 5 modele. Ne suprapunem. Aveți în fața dumneavoastră 5 modele, dacă ne mâncăm și modelul profesorului Ciurcă. Modelele se suprapun parțial. Este foarte important ce vom alege, fiindcă sunt diferențe majore între ele. Și aș vrea să conștientizăm următorul lucru. Alegerea pe care o facem nu marchează pe 4 ani, când va dura mandatul unui rector. Odată ce ai așezat această universitate pe un model, ea ne marchează pe următorii 10 de ani.
modelele ne pot duce în viitor, ne pot cantona în prezent sau ne pot da un viitor incert. De aceea, ceea ce am spus și în program, nu este o chestie patetică, așa cum am spus unii, chiar cred în acel lucru. În acest moment suntem într-o situație critică și de aceea, de comportamentul fiecăruia dintre noi, depinde practic soarta tuturor. Mulțumesc! Civile și universitatea ca parte a societății, universitarii ca cetățeni ai comunităților locale sau cetățeni ai lumii, sunt barierele mele foarte importante. Vă propun în programul meu și dacă încă nu l-ați citit, vă invit să reluați fragmentele sale și să chiar analizați tot ceea ce am produs împreună cu echipa mea locală, împreună cu colaboratori, nu doar din Cluj și nu mai din țară, pe pagina de internet multiversitate.ro. Vă rog, deci, să citiți acele multiple analize și să decideți pe baza lor dacă vă sunt pe plac și dacă vă face poftă de alte analize critice și de dialog. Asta este propunerea mea către dumneavoastră. Asta este acel element capacitator sau în engleză de empowerment, dacă vreți, pe care programul meu îl propune dumneavoastră. Și să nu uităm un alt palier important al programului, să ne gândim despre știință, despre cercetare, despre rolul nostru ca universitar, ca bun public. Tot ceea ce facem aici, în materie de relaționare cu studenții, în materie de relaționare între noi, în materie de relaționare cu societatea a cărei părți suntem, să nu fie supusă niciunor proiecte naționaliste, politice sau unei politici de partid, dar să nu fie supusă nici pieței sau nici economiei de piață, la care vrând nevrând trebuie cu siguranță să ne adaptăm, dar trebuie să fim capabili să analizăm și să optăm pe baza intereselor noastre pe care le conștientizăm împreună. Azt az elképzelésemet, amit már a 90-es évek közepétől több alkalommal megismételtem. Nevezetesen azt, hogy hiszek és bízok a Vágásbolyai Tudományegyetem multikulturalitásában, abban, hogy ez az egyetem magyar és román kollégák, tanárok és diákok közös egyeteme lehet. Faptul că azi Universitatea Babes-Bolyai are un prorector de prorector, scuzați-mă, are un candidat la rectorat de etnie maghiară, exprimă cel mai tranșant, dacă vreți, toate opiniile mele, convingerile mele pe care le-am exprimat de la începutul anilor 90 în această universitate sau în dezbate din țară sau în străinătate, și anume convingerea și credința că Universitatea Babes-Bolyai este universitate împărtășită între colegi, cadre didactice și studenți și personal administrativ români și maghiari și germani și de alte naționalități. Mulțumesc! Gândiți-mi și mie în aceste minute de aur să remarc deosebită calitate a acestei, trebuie să folosesc termenii, deși nu clar, campanii electorale. Cred că prin
ceea ce au reușit să facem acești candidați, 5, 4, 3, câteodată, 2. Prin ceea ce am reușit să facem, am dovedit că dacă unii au dorit să coboare la nivelul nostru al universității o campanie electorală politică de la nivel național, n-au reușit. Noi am înălțat campania aceasta electorală mică la nivelul unei elite intelectuale care ne mișcă. Eu personal le mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit și credeți-mă că am foarte mulți fost studenți în această universitate. Nu la fel de mulți ca actualii studenți, dar foarte mulți. În același rând, încăduiți-mi să fac un elogiu al meseriei de profesor. Cu toții cadrele didactice de aici suntem profesori indiferent de meseria pe care o avem. Odată când mă întorceam dintr-o călătorie a mea peste hotare, lăsând deoparte un post important în diplomația culturală, am fost întrebat de un coleg dacă mă întorc spre a fi simplu profesor. Și i-am răspuns printr-o întrebare, dar de când a fi profesor e simplu? E cea mai înaltă menire posibilă pentru cei care o fac cu pasiune. Iar George Călinescu, între cele două războaie mondiale, întrebat fiind ce ar face cu cei mai buni absolvenți să nu se îndepărteze, el a spus simplu și imediat, i-aș face pe toți profesori. Cum, domnule profesor, meseria de profesor nu e atractivă. Da, dar de mâna cui lăsăm pregătirea tinerilor? Pe mâna mediocrilor. Toți cei buni ar trebui să fie întâi profesori. Și, în fine, acum chiar închei. Aș vrea să se înțeleagă din mesajul meu, uneori complicat, alteori simplu, m-am străduit să le explic cât mai simplu, că vreau să dovedesc, într-o anumită eventualitate, că predarea ștafetei în această universitate trebuie făcută pe o cale legală, cu detașare și noblețe. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și în numele organizatorilor vă rog să-i aplaudați pe cei patru ședinți. Dorim înțelepciune la vot cu mine și seara frumoasă.